Am avut și trofenie, slăvit să fie Domnul, că Domnul asta m-a dus la pocăință, lăudat să fie orele. Mii de buză, dacă aș avea, nu i-aș putea mulțumi niciodată. Și care a făcut o juruință, le rog în numele lui Iisus să nu zăpovească, că soțul meu a avut lucrare să se întoarcă la Domnul și el nu a vrut. Și-o ars, cum a avut lucrare prin Duhul Sfânt, că în curând se încheie legământ. Că de nu va încheia legământ. Domnul bagă în țărâna pământului și un foc mistuitor a lăsat peste el. Și exact așa s-a întâmplat. S-a dus la servici sănătos și a căzut pe ce târna aia înfocată la rom plumb și o ars. O ars de viu soțul meu. De 20 de ani am rămas singură. Dar slăvit să fie Domnul că El m-a ținut și El m-a dus la Sfânta Pocăință prin suferință. M-a dus. Eram întors la Domnul că soțul meu nu a vrut. Zice, du-te tu, Ana, dar eu nu mă duc. Mă duc să beau un pahar de horincă. Dar eu la adunare nu mă duc. Și nu a vrut să încheie legământ cu Domnul. Și s-a dus nemântuit. Dar îmi pare rău că m-a rugat foarte mult pentru El. Dar lăuda să fie Domnul, că pe mine mă ține în picioare și bolnavă, și cu diabet, și ulcer varicoz la ambele picioare, dar laud pe Domnul. Slăvit să fie numele, n-am mărturisit, nu prea mărturisit, dar Domnul mi-a dat putere să mă mărturisit. Amin, aleluia, Domnul să te binecuvânteze. Lăuda să fie numele, amin.